răbdare și de lungă răbdare, aduc bunătate și facere cu bine. Cu bine, adu Doamne toate acestea și dacă e vrea să dai și darul, dă și darul, dar avem nevoie de roada Ta, Doamne, de prezența Ta. Când genunchi vin și cer, Doamne, milă, în dreptul unei generații care se numește generație... Mergi pe pocăința fiecărei inimi, te rugăm! Iartă păcatul care ne desparte de Tine. Învață-ne să Te urmăm, urând orice formă de nelegiuire. Dumnezeul gloriei, pune neprihănirea Ta în inima noastră. Am căutat împlinirea sufletească în multe feluri și am ajuns din ce în ce mai gol. Te rog să mă ierți. Știu că sunt păcătos. Iartă-mă de toate păcatele mele. Valea cu oase uscate, câteodată biserica. Valea cu oase uscate, câteodată e familia. Valea cu oase uscate, câteodată e sufletul nostru. Avem nevoie ca Duhul Sfânt să miște, Doamne. Iartă, Doamne, eliberează, Doamne, în numele Sângelui Iisus Hristos. Ajută-ne să Te urmăm cu credincioșie, atunci când Te vei întoarce, Doamne, să ne alegi și pe noi. Domnul gloriei, nu vrem să rămânem pe pământ. Cred că L-ai dat pe singurul Tău Fiu să moară pentru păcatele mele. Cred, Doamne Iisuse, că Ai înviat și că ești viu. Și dacă există oameni legați de jocuri de noroc, în numele Lui Iisus Hristos să fie liberați, fie liberați. Și dacă există oameni legați de curvie, în numele Lui Iisus Hristos să fie liberați. Și dacă există oameni legați de hoție, în numele Lui Iisus să fie liberați. Și dacă există oameni legați de minciună, în numele Lui Iisus Hristos să fie liberați. Să-mi dăruiești-mi o viață nouă. Eliberează-mă de tot ce este rău și murdar în viața mea. Și Te rog, Doamne Iisuse, să-mi dăruiești mie viață veșnică. Vrei să moștenim împărăția împreună cu Tine. Ai milă de noi și ai milă de casele noastre. Ai milă de toți credincioșii care în seara asta se închină undeva pe fața pământului înaintea Ta. Dacă cineva are inima împărțită, Doamne, vindecă inima. Și dacă există oameni legați de ură, în numele Lui Iisus să fie liberați. Rupe, Doamne, orice legătura satanei. Lasă ca sângele de la Golgota, Doamne, să libereze de sub puterea oricărui păcat. Intră în viața mea din momentul acesta. Și îți mulțumesc că singurul care îmi poate da fericire și poate schimba viața ești Tu, Doamne Iisus. Îți mulțumesc, Doamne. Mulțumesc, Doamne, că Tu cercetezi biserica Ta. Mulțumesc, Doamne, că Tu cercetezi copiii și tinerii biserici. Îți mulțumesc, Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos.